Shop top shop et demain.
8:04 minute, sunteți din nou în direct la show matinal. Ați avut parte de pastila de fitness? Pastila de fitness cu noi, da, mișcările noastre tectonice. E neapărat și necesar, imperios necesar să facem mișcarea de dimineață, altfel nu ne-am trezit cu voie bună și bună dispoziție. Vorbeam de pastile. Vorbeam de pastile și de cafele de dimineață. Pastile de țânțari. Pastila de sănătate a Siminei din această dimineață este despre cafea și despre beneficiile ei. Haideți să urmărim pe Simina. Simina, ești! Bună dimineața și bine v-am găsit la o nouă doză de sănătate! Astăzi vreau să vă împărtășesc ceva interesant ce am citit zilele trecute și țineam neapărat să aduc la cunoștința telespectatorilor noștri care ne urmăresc cu atâta interes în fiecare dimineață. Cafeaua este bună pentru creier sau nu? Există studii care susțin că dacă beți 700 de mililitri de cafea pe zi, scădeți cu 40% riscul de a face boala Parkinson și cu 20% riscul de a face boala Alzheimer. De ce? Deoarece influența cafeinei este benefică asupra neurotransmiterilor. Efectul cafeinei este substanțial, fie că este în cafea, în ceai sau în băuturile răcoritoare cu conținut scăzut de calorii. Ea vă poate face să deveniți cu până la 3, de fapt de la 3 până la 6 ani mai tânăr. Dar atenție! Pentru unii oameni, o cantitate prea mare de cafeină poate determina palpitații, diabet, probleme cu stomacul, anxietate sau migrene. Iar la bărbații care suferă de o mărire a prostatei, cafeina poate face mai mult rău, provocând spasme ale ureterei. Așadar, eu vă invit cu mare drag să consumați cafeină, dar aveți grijă de suferințele pe care voi le mai aveți în organismul vostru pentru a nu le agrava. Până atunci, aveți grijă de sănătatea dumneavoastră. O zi bună vă doresc! Am revenit. Haideți... încă n-am oprit timp. N-am oprit timp în loc. Uitați, acum am oprit timpul în loc pentru voi ca să nu mai îmbătrâniți. Da, și hai să dăm drumul la timp. Începem cu niște știri din Can. Uitați, Naudrea a făcut spectacol total la malul mării. Colegii mă ajută cu plasma, uitați pozele de la wowbiz.ro. Elena super, Udrea, da. Această amazoancă. Văd că îi place la mare, îi place la mare. E bronzată, blonda. Nu, arată bine, arată bine. Ce-i da, drept? Pentru vârsta ei, mă gândesc că are 40 ceva de ani. Da, are un 40 chiar. 40 de ani. 40 are? Da. Bă, uite că a prit divorțul de cocoș. Face senzație pe plajă, uite. Oricum, da. Bun. Numai cuvinte de laudă la faptul că se menține în formă și se recunoaștem, e o femeie frumoasă a politicii, da? Din politică. Foarte multe femei în politică, cu siguranță de-astea mai tinere, o au ca model. Adică nu neapărat îmbrățișează platforma partidului, dar o au cu model, cel puțin un model de succes al politicii, da? Da. Bun, hai să continuăm cu știrile. Gigi Becali a trimis o scrisoare din pușcărie și spune că este tratat ca un prinț în închisoare. Patronul Stelei, condamnat la 3 ani de închisoare din cauza implicării sale în dosarul Valiza și în dosarul schimbului de terenuri cu MAPN-ul, a făcut o serie de mărturii cu tremurătoare după gratii. Nu pot să mă plâng de condiții. Se comportă cu mine exemplar. Eu sunt aici ca un prinț. Afaceristul mai susține că nu a plâns din cauza suferinței sale, ci doar în momentul în care a auzit o conversație între un tânăr aflat după gratii și mama sa. Era un băiat aici, vorbea la telefon unde vorbesc eu lângă celula mea. Eu l-ascultam ce vorbește el. Vorbea cu maica sa și începea să plângă. Și am început să plâng și eu, dar am plâns pentru el. Pentru mine nu plâng niciodată. Eu sufăr cu tărie, cu bărbăție. Nu plâng niciodată de suferința mea. Când ți-e frică, înseamnă că l-asculți pe diavol. Când te lupți ca un războinic, îl învingi pe diavol. Am ce filozofiază, vezi, mă, că stai așa cu tine, că de asta face bine. La... mai stai cu tine, se te mai trezește conștiința la unii. Totuși, eu zic că din 10... doar 1-2 ies ok, de acolo restul n-au nicio șansă. Adică din ce în ce mai rău. Între ei, mulți merg acolo la facultate, adică la perfecționare. Da, acolo le place, la mulți.
Da, patronul Stele mai susține că după eliberare va publica o carte în care să regăsească frazele care l-au marcat și pe care le-a remarcat în cele 10-15 cărți cu tentă religioasă pe care le-a citit sau urmează să le citească în închisoare. Dar câți ani a primit până la urmă? 3 ani și jumătate stă la pușcărie. Bine, dacă s-ar acumula, că știi că am mai primit după aia vreo 4 ani și a rămas doar cu pedeapsa asta. Eu zic că e suficient, nici nu o să facă 3 ani jumate, o să ia pentru bună purtare, se mai reduce. Să zice, aproximativ 3 ani, vreo 2 ani și ceva. Da, așa, nici Năstase a făcut, nu știu dacă a făcut una, n-a făcut una, nu a făcut una. Bun, și există în România o facultate unde s-a înscris un singur candidat? Da, unde? Fără să fie deloc în concordanță cu piața muncii, universitățile românești sunt într-o gană continuă după studenți. După prima sesiune în care admiterea s-a dovedit un dezastru pe linie, acum rectorii sunt disperați că rămân cu locurile neocupate, chiar și cu cele fără taxă. La ce facultate? Uitați, de exemplu, la Academia de Studii Economice din București nu au fost ocupate nici măcar locurile gratuite. 20% sunt scoase din nou la mezat, fără examen, doar pe baza notei la bacalaureat. Oferta, de exemplu, a picat la SNSPA și a venit să-și depună dosarul de gura părinților. Bun. Foarte nasul. Uite, de exemplu, la Universitatea din Alba Iulia, la specializările teologie ortodoxă pastorală, dar și muzeologie, s-a înscris doar un singur candidat. Nu se mai caută, mă, deci nasul. Deci nici teologie ortodoxă pastorală, dar nici muzeologie. Un singur candidat la fiecare facultate. Bănuiesc că nu va susține examenul. Ar fi culmea să... Bun. Dar oricum, e destul de trist așa. Nu o să mai avem popi. Uite, de exemplu, la Universitatea din București au rămas locuri libere la buget, la specializări precum administrarea afacerilor, jurnalism, limbi străine, dar la chimie, fizică, filozofie, îți dai seama, chimie, fizică, filozofie nu se mai prea caută. Bă, mi-aduc aminte, pe vremea mea erau la majoritatea facultăților să dădea examen, se intra cu medii mari, dacă erai 2-3 pe un loc era bine, adică toate erau peste 5, undeva la 5-6 era media pe un loc. Dacă găseau facultate 2-3 pe un loc era... Dar să și datorită faptului că au crescut numărul de universități, în special private, și în Zalou avem, slavă Domnului, o grămadă de facultăți. Ce să mai vorbim de școli post-liceale, pe profil sanitar și altele sunt... foarte mult. Avem Babeș Bolyai, Vasile Goldiș, nu? Ce mai avem? Avem Universitatea Tehnică. Ăștia au plecat, Spiru Haret nu mai au o filială, nu? Nu știu. Deci nu știu. Era de la Silvane, nu? Cum? Era de la Casa Cultura. Erau. Erau acolo. Nu mai... De-abia acum le-au dat diplomele după 2-3 ani de... Le-au dat diplomele de licență, mă rog. Bine că le-au primit până la urmă. Da, oricum. Știi, când mergi la un angajator de ăsta din mediul privat și vede Spiru Haret, da, hai să fim serios. Adică... Plus că nici facultățile de stat nu mai sunt ce au fost. Adică... Vedem, vreau să dau exemplu, dar cam în toate domeniile. Cine vrea să învețe, poate să învețe și la o facultate privată, nu e... Bun. Da. Hai să continuăm. Uite ce a fost pus să plătească un client la un restaurant din Cluj, exclamă, jenant. Ce? Un bărbat din Cluj a postat pe internet o fotografie din care reiese că a fost obligat să plătească felia de lămâie dintr-un pahar cu apă la restaurant din localitate. Pe bonul fiscal, lămâia figurează ca topping, având prețul de 2,5 lei. Felia de lămâie? Nesimțiez, bă, deci... Incredibil, mă, și felia de la medii, paharul ce nu... cu apă. Extraordinar. Numai la noi, în România, se pot întâmpla chestii între tine. Cipri, și să le mai lași ciubuc. Nu, la așa ceva, nu. Așa ceva. Tu știu că ești obișnuit cu 10% las, din consumație. Da, măi, dacă te servește ireproșabil, te-ai simțit bine, a făcut... totul să fie ok, să te simți bine pe terasa, restaurantul respectiv, nu știu unde mergi să consumi ceva. Da, atunci merită un ciubuc, dar dacă nu, de ce să le lași ciubuc?
Dacă tu le ceri un meniu și ți-l aduc după 10 minute, e ok? Sau dacă le ceri o băutură, să treacă o jumătate de oră până ți-o aduc, nu e ok. Nu merită ciubu. Da. Pentru... Mergem din nou, mai departe. Hai să vă spun despre noi invenții descoperite din greșeală, dar care au schimbat lumea pentru totdeauna. Asta e tare. Descoperite din greșeală, artificiile, de exemplu, au fost inventate întâmplător odată cu descoperirea prafului de pușcă. În China, nu? Data exactă nu există în această privință, însă se cunoaște că printre primii care au folosit această invenție magică au fost chinezii. Bineînțeles. Bănesc că au scăpat. Uite, acolo. Care își distrau stăpânii bogați cu ajutorul lor. Primele artificii au fost produse dintr-o mixtură de nitrat de potasiu, sulfură și mangal, care erau introduse într-un băz de bambus. Bum, 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 bum. Cauciucul a fost produs pentru prima oară din arborele de cauciuc, însă nu avea proprietăți chiar mulțumitoare pentru nevoile omului. Produsul îngheța la frig și devenea lipicios la căldură, descompunându-se. Mult mai târziu, Charles Goodyear avea să descopere vulcanizarea absolut întâmplător. După ani de chinuri, prin încercări, Goodyear era pe care să renunțe. Din greșeală a scăpat peste o plită încinsă, sulfură și puțină pulbere de cauciuc. După ce amestecul s-a topit, Charles l-a luat din curiozitate și a văzut că este mult mai elastic și mai rezistent. Super tare! Deci Goodyear a făcut chestia asta. Vezi? Goodyear. N-am știut. Da, de acolo probabil vin și anvelopele care îi poartă numele. Uitați, în 1853, bucătarul George Crum lucra în restaurantul Moon Lake House din New York, când un client a refuzat cartofii prăjiți pe motiv că nu erau suficient de crocanți. Supărat și obosit, Crum a luat un cartof și l-a tăiat în felii foarte subțiri pe care le-a aruncat apoi în uleiul încins. I-a dus clientului un bol întreg, mulțumindu-l și impresionându-l în același timp. Astfel, înarmat cu o invenție proprie, și-a deschis ulterior un restaurant care oferea gratuit chipsuri de cartofi pe masă. Uite, super, așa au apărut chipsurile de cartofi. Bine, acum sunt chipsuri tot felul de... cu arome. Nu, numai cartofi, nu-i poți numi. Sunt tot felul de... niște fulgi de fulgi cartofi. De cartofi de... Îmi place când scrie acolo, fără conservanți, fără euri, fără... Păi... chipsuri de cartofi. Carmen, tu mănânci chipsuri, îți plac chipsurile? Nu. Da, foarte mult. Și cred că nu este ceva care să zică că mie nu-mi plac chipsurile. Cam toată lumea în ziua de azi. Bă, și mie îmi plac, dar nu le mănânc. Adică mă feresc să mănânc chipsuri. Deși nu s-ar vedea, dar dacă aș mai mânca și chipsuri. Dar am văzut că generația voastră... Da, ei, cu chipsurile. Și fiica mea îmi cere, adică... Exact, numai mâncare de-asta nesănătoasă cere. Fast food, chipsuri. Fiindcă au ele, eurile alea care cer. Adică se știe că și băutura asta, cola de ambele părți, produce dependență. Are ea în amestec cola ceva reacții. Ei, cola care... are cofeină. Ce anume? Cofeină. Nu neapărat cofeină. Are, dă niște reacții în organism care aici la creier produce dependență. Cine consumă, cine a început să consume, pot să garantez că merge an la rând cu băutura respectivă. N-am văzut dependent de alte băuturi de portocale sau asta, dar dependent de băutura asta am văzut o grămadă. Da, pe cola am văzut că scrie tot e natural, deci tot e natural. O, cam am. Hai să vorbim și de cola atunci, da? Coca-Cola a fost inventată de către John Pemberton, un farmacist din SUA care în perioada prohibiției a renunțat la o băutură foarte populară, un amestec de vin roșu și extract de cola. Farmacistul a eliminat vinul și a adăugat un sirop dulce în completarea extractului de cola. Mai târziu a acidulat această compoziție adăugând dioxid de carbon. Rețeta a fost păstrată în secret până când a fost cumpărată de un afacerist pentru $2,300, transformând totul într-una dintre cele mai mari afaceri ale secolului. În prezent, cola este cea mai cunoscută băutură recordată din lume, fiind prezentă în 95 de statele de pe glob. Să știi că... Și la Polul Nord bea urci coca. Da, în statele africane de-abia acum a început să apară cola. Acum? Și acum? Pentru ei senzație. Da? Da. Unii beau Pepsi, unii beau coca, știi? Deci, da. A, da, știu. Acolo sunt părțite brandurile. A, da, știut că, cum ar fi, ei au adus în reclamă Moș Crăciunul. Că ei au reclamă cu Moș Crăciun și înainte ca ei să fie... să facă reclamă, Moș Crăciun era verde. Era verde? Și ei l-au făcut, au plătit o grămadă de bani, am auzit, să-l facă roșu. Și de atunci Moș Crăciun e roșu, se zice că... Ce
știu. Da, Moș Crăciun mi se pare că este legat de Coca-Cola, nu? Da, păi el era verde înainte și ei, ca să fie ca și Coca-Cola, să fie roșu, au plătit mulți bani, am auzit atunci, și l-a făcut roșu. Și de atunci a rămas roșu. Și Moș Coca-Cola, nu Moș. Bun. Hai să vă zic despre cuptorul cu microunde. Inginerul Percy Spencer lucra într-un laborator de cercetare la un magnetron. La scurt timp după ce a pus în funcțiune piesa, a observat că batonul de ciocolată aflat lângă acesta a început să se topească, la fel și untul. Surprins de fenomen, a început să cerceteze și astfel a realizat că poate controla aceste unde misterioase. A încorporat piesa într-o cutie și astfel a luat naștere primul cuptor cu microunde. Care și aici părerile sunt împărțite. Nu cred totuși că undele alea chiar. Eu mă feresc să folosesc foarte des cuptorul. În Statele Unite chiar am înțeles că sunt interzise în câteva state din... Doctorul nutriționist care a fost la noi, așa, spune-i tu numele, nu vreau să-l pronunț de dimineață. Menchnikovski. Așa. Chiar spune răspicat să nu se folosească, mâncarea trebuie, am înțeles, încălzită de jos în sus și nu invers, de sus în jos, cum face cuptorul cu microunde. Da, na, unele chestii, adică, de exemplu, cum încălzești mămăliga sau, nu? Pe cuptor, da, foarte ușor. Sunt unele chestii la care este benefic, da, să folosești cuptorul și cu microunde. Asta e adevărul, că e mult mai practic, adică dai drumul la butonașe și ai rezolvat problema. Bun, oțelul inoxidabil a apărut dintr-o întâmplare în anul 1908. Un englez a scăpat din greșeală în cuva unde producea oțel pentru țevile de pușcă o cantitate de crom. Fiind pus în fața faptului împlinit, bărbatul a început să modeleze noul conținut pentru a observa ce se întâmplă. Rezultatul avea să schimbe o lume întreagă. Bun. Penicilina. Penicilina, asta știm. Probabil cea mai bună descoperire absolut întâmplătoare cu aplicabilitate uriașă în medicină a fost penicilina. În 1928, Sir Alexander făcea studii pe plăci de culturi după ce infecțiile cu stafilococ puneau mari probleme omenirii. Lăsând una dintre plăci afară, Fleming a găsit-o mai târziu plină de mucegai și pur și simplu a ignorat-o pentru vreme. Din pura curiozitate a analizat respectiva placă și observa că nu se mai dezvoltau colonii de stafilococ în prejurul fungului. Și așa a apărut penicilina. În 1968, Spencer Silver lucra în cercetare pentru compania americană 3M la un adeziv nu foarte puternic. Inspirat de bunul său prieten Arthur Fry, care își pierdea mai tot timpul semnele de carte, Spencer aplica pe o bucată de hârtie adezivul produs de el și se observa imediat potențialul invenției sale. Așa a început producția de masă, ceea ce ne cunoaștem atât astăzi sub numele de postituri. Foarte practice postituri. Postiturile sunt foarte practice, te ajută. Am lăsat mâncarea în frigider, punct. Tubi, am mâncat, ți-am pus vasele la spălat, punct. Am spălat vasele, pus hainele la spălat. Scoate-le și tu când vii de acasă, punct. M-am dus la fotbal cu băieții. Bă, tu treburile astea. Punct. Hai să vă spun și despre Superglue. A apărut în anul 1942 când doctorul Harry Coover căuta o soluție pentru a produce vizoare ce urmau să fie puse pe armele portabile. Printr-un experiment întâmplător, Coover a observat cum două obiecte s-au lipit atunci când au intrat în contact cu un polimer în condiții de umezeală. Substanța nu avea nevoie de căldură sau presiune, lipind din părțile imediat. Da, sunt foarte multe invenții care au apărut din întâmplare, dar, uitați, au schimbat lumea. Foarte bune. Deci, din toate acestea, jumătate erau chiar practice și benefice. Și cealaltă jumătate, hai să... Da, asta e foarte, foarte tare. Angajații Consiliului Județean Maramureș s-au îmbolnăvit de la cașuri de oaie servite la un chef. Uite... Un stafilococ, da, dacă tot vorbim, rămânem la partea cu stafilococi. Prezent în cașul de oaie, a fost responsabil pentru toxinfecția alimentară suferită de angajații Consiliului Județean Maramureș la sfârșitul săptămânii trecute, cu ocazia chefului organizat de ziua naștere a președintelui Zamfir Ciceu. Deci, domnul președinte, le-a dat mâncare stricată oamenilor. Și-a dat vina pe oaie.
Uite ce zic reprezentanții direcției sanitar-veterinare. Ei spun că nu cunosc de unde a fost luat produsul cu exactitate, deoarece informațiile difuzate de organizatorii cheful-ului au fost mult prea vagi. Da. Deci au fost prea vagi informat. Vreau să văd, s-au interpretat. Nu să beau apă minerală. Am bănu apă minerală, n-am mărcaș. Să vină consilierul pe nume Oaie, să vedem, să-l tragem la răspundere, că ne-a dat caș prost. Să tragem tot la răspundere, caș pentru că zici Oaie. Infestați. Noi nu am mâncat Oaie. Place la tata caș. Băi, eu mănânc caș de capră. Hai să zic declarația oficială, uite. Sper că este asta... vorba despre un singur agent microbian, stafilococul coagulazopozitiv. În acest moment, DSV așteaptă confirmarea de la Institutul de Igienă, așa. Adică produsul pe care acest stafilococ îl elimina, care este practic de toxicitate dată în masă de consumatori. În cașul de oaie s-a găsit, dar din păcate, cazul acestui eveniment privat, responsabilitatea trebuie să fie a organizatorului, care trebuia să vină să spună toxicitate de unde au luat. Contactat telefonic, Zafir Ciceu a refuzat să ofere informații cu privire la producătorul de unde s-a cumpărat cașul. Probabil l-a făcut acasă, nevastă sa. Bă, lasă-mă să-mi beau apă minerală, eu nu am mâncat caș de oaie. Pe prispele caselor la țară se vede cei care au oi, știi? Întise acolo. Stifoanele alea. Stifoanele alea, așa, și spuse la uscat sau cum se vezi așa cum stau. Bă, cine? Care îți place? Ăla mai mic, mai mare? Care? Cipri, dacă gândește în felul următor. Acum, să fim serioși. Cașul produs la țară nu beneficiază tocmai de cele mai bune condiții de igienă în producerea lui. Dar de ce niciodată de la nu faci toxinfecție alimentară? Da, cred că asta e de la țară asta. Nu știu. Nu? Nu știu. Ideea e că și dacă mergi să ți-l cumperi tu de la piață, trebuie să vezi care e proaspăt sau nu știu. Adică are niște caracteristici. Cu cât e mai îngălbenit, nu e ok, știi? Ăla proaspăt e alb, găurile sunt găuri. Păi ideea e, dacă stă la căldură mai mult, se face galben. E altceva cu cașcavalul ăla, deja, cu cât e mai galben și arată, da. Cât e mai maro? Cașul trebuie să fie alb. Cum? Cât e mai maro? Să lase mai mulți șoricei în... să facă găuri acolo în cașcaval să... Uite, mi-am pe colegul tău din Trust, Mărlanu de la Trăzniții. Ce-a acuzat că a bătut curând o femeie de la munte. M-a lovit până mi-am pierdut cunoștința. Era beat și însoțit de o blondă. Da. Actorul Toni Ionescu, alias Mărlanu, scriu cei de la wowbiz.ro. Un actor celebru din serialul de comedie Trăzniții este acuzat de o femeie în vârstă de 57 de ani că a bătut-o până a băgat-o în spital într-o pensiune din Râșnov. Potrivit femeii, Toni ar fi fost beat manga în momentul în care ar fi bătut-o. Bă. Totul s-ar fi petrecut acum 5 zile la o pensiune turistică din Râșnov, Brașov, unde femeia a venit să relaxeze. A fugit de la Oradea ca să răcurească la munte, s-a fost bătută și a ajuns pe un pat de spital. A fost agresată, bătută și spitalizată. Spitalizată. Bun. Ce să zic, eu... Uite, și-a făcut poza, are poze, da, din spital. Ia fă-mă o poză să vadă toată țara cum a bătut. Bă, dacă a fost vinovat să plătească, nu se pune problema, dar ăstea să chemă presa să mă vadă în spital cum sunt bătută și asta mi se pare deja. Acum a văzut că se practică cu Alexandra Stan, a zis, bă, să ajung și eu vedetă. E momentul meu de glorie. M-a bătut, haide să... Cu siguranță și-a arătat și vânătăile acolo, dar nu se pot da pe post. Da. Bun. Cavalul? Poftim? Nu merg cașcavalul, zic. Număram cașcavalul, încercam să repar clepsidra. Bun. Știți că în aceste zile au circulat foarte multe informații pe internet legate de bătaia sau de scandalul lui Florin Salam cu interlopii. Uite, s-au luat măsuri speciale de securitate în jurul copilului lui Salam, analistul a ridicat un adevărat zid de apărare în jurul lor, numărul bodyguardilor s-a dublat și s-au stabilit reguli clare.
Oni Salam pune familia pe primul plan și a făcut scutuman de bodyguard și rude jurul copiilor săi. De miercuri noapte, de când a fost atacat alături de instrumentiștii săi în fața hotelului unde locuiește, Florin Salam trăiește ca pe ghim. Uite, și-a mobilizat bodyguard-ii și a dublat numărul acestora. Da, oare de ce a fost atacat? Bănuiesc că a făcut ceva, pentru ceva căutat, dar nu zice. Nu este primul manelist care are probleme cu clanurile de interlop. Acolo, dacă taxe probabil nu le dai taxă de protecție, maneliștii ăștia, cum e Florin Salam, că probabil e cel mai celebru în momentul de față din România, îți dai seama, câștigă foarte bine. Iar dacă nu dă cota aparte unde trebuie, se trezește cu gorilele pe cap. Da, hai să-l vedem și pe Florinel cu bodyguardul. Uite. Care ăla, frate? Ce micuț bodyguard are, așa-i? La grădina zoologică. Oh my god, așa ceva. Mi-ai trebuia o banană, nu? O gorilă adevărat. Deci putea să-i dea o banană și nu făceai diferență. Da, hai să continuăm tot cu această știre. Uite, cămătarii îl vânau pe Florin Salam de luni întregi. Cei de la Wow Biz au obținut în exclusivitate dovada că Florin Salam devenise o adevărată țintă pentru cămătarii bucureșteni. Numele manelistului apare într-o înregistrare telefonică interceptată în această primăvară de procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul București, într-un dosar în care viza pe câțiva dintre cei mai periculoși cămătari care acționau prin cazinourile bucureștene. Păi și Salam, la ruletă, la figuri, cu ficiorul ceva. Da. Discuția la care face referire procurorii... Dacă n-a dat banul înapoi, au tot dreptul, da. Discuția face referire, la care face referire procurorii este... face referire între un interlop și violonistul Florin Salam, Cocoș. Bă. Hai să vă citesc un pic din ce vorbeau ei. Denom și cu Cocoș. Denom? Da, alo, da, mă auzi? Eu te aud, tu nu m-ai auzit. Opa, nu că sunt plecat, cântăm de asta. Ai zis că vii cu ăla, Florin Salam. Te-am trezit, dormeai, da. Aoleu, iartă-mă, acum am văzut că am terminat de cântat. Ai zis că vii cu ăla. Ai zis că vii cu ăla la mine, mă. Ai zis că vii cu ăla la mine, mă. De unde mâncația să vin cu el la tine, că am venit direct la nuntă. I-am spus și mi-a zis, lasă-mă că vorbesc eu cu Denom, ești nebun, îl sun eu. Zic, bă, Florine, dacă știa că trebuie să vii cu mine la țiganul ăla, de ce n-ai venit cu mine? Lasă, bă, că vine, îl sun eu și vorbesc cu el. Bine, mă, te rog frumos să-l sun, Florin. Mi-a spus nimic. Că da, așa nimic. Vrei să te fac, mă, te fac cu toți maneliștii tăi, mă. Ți-a arăt eu. Deci... Parcă nu pe Salam, cu vocea aia răgușită. Hai că-ți bag o piesă, băi! Hai că-ți bag o piesă, băi! Cu de-asta. Și să fie pentru toată lumea și pentru nașul mare. Ca la meteo, între la meteo. Între Florin și cămătari. Locul lui Salam e frigider cu parizerul. Ca un uragan. Semin ca la meteo. O fi Florin, o fi dar cămătari, nu dai nu-i văd eu. Sunt frigider cu tine, măi, parizer. Ai, ai, ai. Da, da, probabil au fi luat bani împrumut la cazinouri, știi, și acum și încearcă să-i recupereze. Păi, dă banul înapoi. Le interlope... Dă banul înapoi cu cămătarii lui de jucat, frate. Aia, dacă ți-a dat banul pe caiet, n-ai văzut la Nuțu cămătarul, era pe caiet. Erau pe caiet, data de când trebuia să vină, să dea, știi? Păi și la Nuțu era altă chestie, pe acolo era cu leuții, știi? Da. Nu vrei să dai bani. Hai un pic să-ți arăt grădina mea zoologică. Îi vezi? Acolo. Că era vorba aia, că e de la lei. Au și, am înțeles că au făcut ceva teste să vadă dacă au mâncat carne de om, știi? Adică, serios? Da, și ce, bă, nu, n-au reacționat, deci nu le-a dat. Că asta era vorba, că ăsta dă la lei, dacă te dă la lei, știi? Da. Nu știu ce, că doar nu s-au dus cu ceva cadavru de la morgă să vadă dacă îl mănâncă lei. Adică ce teste poți? Le dai... Nu, no, deci... Erau lei blânzi, adică lei ușor, nu greu, știi? Lei ușor, nu grei. Erau roni. Roni. Nu roni. Erau roni. Roni. Hai să vă zic că și din confesiunea lui Florinel, nu mi s-a mai întâmplat una ca asta. La nivelul ăsta nu a fost niciodată. Nu am știut ce să mă aștept. Agresorii m-au luat prin surprindere. Îi cunosc de atâta timp.
este așa mai dubios un pic, dar eu îmi vedeam de treabă. Nu făceau nicio petrecere fără noi, schimbau și data ca să ne aibă. Lucrurile erau clare, ei știau că trebuie să ne întrebe programul pe care îl avem, noi știam ce trebuie să mergem. A ieșit ce a ieșit și de aseară nu mai merg singur pe stradă nicio secundă. Îmi voi lua numele în serios. Numele? Florin Sala. Mă voi trage de șireturi cu oricine. Am crezut că lumea mă iubește, dar uite că nu există pădure fără uscături. Romanelistul a dezvăluit că bodyguardii hotelului nu s-au băgat și n-au sărit în apărarea lui. Bodyguardii se uitau la soare, când au auzit de pistol, s-au dat pe spate. Agresorii au strigat, nu vă băgați că vă împușc. Am văzut și un briceag, îl fluturau în fața mea. Probabil ei prin mine vor să impună respect celor din jur. Uite, mă. Deci eu pot să spun că în următorii 2-3 ani cineva va patenta un salam cu nume de Florin. Da. Și ăla va avea succes. Salamul Florin? Este salam Florin? Auzi, mă. N-am găsit, n-am văzut, scuză-mă. Claudia, tu poți să dai nume la acest supermarket? Ai văzut, ăla nu-i, ăla e mini market. E vorba de supermarketul care are wifi gratuit și parola este cârnaț. Da, da. Bă, da. Serios. Salam Florin, deci aia e tare. Ăla care l-a inventat e tare, dacă e de prost gust și nu e de calitate, e exact ceea ce, mamă, ne-ai stricat timp. Dă-ne timpul înapoi. Timpul lumea are răbdare cu noi. Și asta trebuia să-i facem intrare în publicitate. Ilie. Ai dat-o prea repede. Nu, mai avem până la publicitate, mai avem vreo 13 unde, minute. Unde e timpul care se scurge? Unde se simți? L-aduc acum. Firicelele de nisip. Aole. Ai lucrat și tu ceva. Da. Bă, nu știu, cu salamul ăsta pe nume de Florin. Salamul Florin. Ca să ai o audiție plăcută. Și l-a creat foarte tare omul, dacă și-a făcut salam cu nume de Florin, dar pot să zic că e unul la unul. Adică dacă e de slabă calitate, nu e reclamă mincinoasă. Adică e reclama ok. Salamul fiind slab. Vodka 6 cai? Ai tare, da. Păi nu știi că am pus poza pe Facebook cu vodka 6 cai. Un leu? Chiar există? Un leu 100. Hai să vă arăt poza cu vodka 2 cai frumos. Am postat eu pe Facebook, am făcut poza. Bine, până la urmă au făcut și cei de la telefonia și au făcut reclamă. Uite, cu... vodka 2 cai frumos. Un leu dețu? Un leu dețu. No. I-am făcut poza într-un magazin. După ce bagi una de-aia, vezi ca un hărmăsar lucruri. Îți vrea să nechezești. Da. Ori ajungi o gloabă, ori ești un adevărat armăsar de prăsilă. Da. După uite aia... mă că prietenul nostru Fodor ne-a dat like nu pe pagina de show matinal. Mulțumim, Fodor. Unul din cei mai marile speranțe ale violonismului românesc, sau cum se cum îi spuneau în Franța, le jeune violonist. Le jeune? A dat, ne-a dat like aici pe pagina de show matinal. Vă așteptăm și pe voi cu like-uri. Cu like. Like-urile. Bă, dar astea de la like, Ciocli ne-au dat like. Da. Ar trebui să ne dea, că nu este mai popular ca și ele. Mr. Celentano, Mr. Celentano, când le-am auzit. Au, mă, niște piese. Dar știi cum le-a dat jos bodyguardul de pe scenă? Poftim? Trebuia să coboare mai repede de pe scenă, știi? Și Sebilet o făcea semn. Haideți că trebuie să intre ăsta, trebuia cu jocul de artificii neapărat să se dea înainte de 12, să nu-i amendă ăștia. Și ăstea și-au dat CD-ul și-au văzut că dacă tot intră piese, nu știu ce, știi, au rămas pe scenă, știi? Numai... Omul de ordine, care știi cine a fost? Tu! Acum! Mă lăsi. Da, Sebi tot zicea la fete. Haideți că nu mai... Reza, mă, nu știu, ok! Tu! Mai comentarii. Da, deci...
Da, hai, dacă tot suntem la capitolul Facebook, am trecut de la invenții, mondenități, am trecut la Facebook, vă spun că... Uite, Facebook-ul a devenit prezent cea mai la îndemână modalitate de a cunoaște oameni și spre deosebire de vechile site-uri de socializare, Facebook, pe Facebook puțină lume este dispusă să minte cu privire la vârstă, iar pozele sunt cele mai multe ori autentice. Așadar, uite, pentru fete sunt niște sfaturi. Cum să le vinzi în oraș pe băiatul drăguț de pe Facebook? 4 sfaturi. Bun. Atrage-l într-o conversație privată, zice. Dacă îți place mult de tot de un tip de pe Facebook, sub nicio formă nu-l agasa cu like-uri, tag-uri, cum să le-a, ciupituri. Ciupituri, da? Da, și comentarii siropoase. Poate te consideră prea insistentă. Dacă vezi că este pe Facebook, atrage-l într-o conversație privată. Sigur, partea grea cum vine, trebuie să vorbești cu el, deci dacă trebuie să ai un pic ceva între urechi, nu? Un pic de materie cenușie să ai între urechi, discuții altfel între nu poți. Fete, știi? Tu l-am prins pe ăsta pe Facebook, hai nu mă nebuni. Și mi-a dat papucii pe Messenger. Oh my god. Aoleu. Dar n-ai dat pe Twitter să-l găsești pe altul. Deci nu m-a păi de ăsta. Da. Al doilea sfat, propune să continuați discuția în oraș. De asemenea, ca să poți discuta cu el, trebuie să ai materie cinușie între urechi, că deja mă mergi cu un băiat în oraș, dacă stai ca mota, dacă nu știi ce să vorbești cu el, ăla se plictisește și în timp, în pauzele de tăcere, vă spun eu, sigur că se gândește cum să plece mai repede. Așa, te fac un suc în oraș? Pă, și ajung la masă acolo. Ce faci? Bine. Deci, ce suc vrei? O limonadă. Deci discuțiile așa o să... Nu, nu, ce vrei? Nu știu. Nu știu de obicei ce vrei tu. Ce vei? Chiar acum. Chiar acum. Du-te acasă să scriu ce vreau. Fiindcă mă rușinez. Oh my god. Discuțiile așa o să ajungă peste... Dacă o să mergi oriunde, poți să dau un scris. Și am văzut, și eu mă număr. La o masă când ne adunăm, primele două minute astea, știi? Comanda fiecare și după aia începe. Nu, mă, și ce ai mai făcut, mă? Nu te-am văzut de atâta timp, iei celălalt telefon. Dar nu să dau un telefon. Deci discuțiile astea, în club, pe terase, oriunde vreți, să vedeți că așa se întâmplă. Nivelul... Da, hai să continuăm al treilea sfat, face schimb de numere de telefon. Farmecile tale și-au atins scopul. Acum este momentul să faceți schimb de numere de telefon. Stabiliți când vă veți suna pentru a confirma prezența la întâlnire. Oricât de mult ți-ai dorit să-i trimis SMS-uri, nu faci acest lucru decât dacă ți-a trimis el primul. Adică, știi, fetele așa-și dau sfat în dată, că te-o lasă pe să cadă primul în plas. Și dacă el așteaptă același lucru, să trimite ea prima. Lasă-l pe el să trimite SMS, să văd dacă e zgârcit sau nu. Adică nu merit eu un SMS. Adică are SMS-uri gratuite sau... Da, deci nu merit eu un SMS, știi? După ce nu-ți răspunde la SMS. Vorba lui Fodor. Unde e obrazul meu? La clinici. La clinica de, cum e, maxilofaciale. Da, mă rog. Uite, și ultimul sfat, pune accent pe atitudine. Când e atitudinea corectă, lucrurile sunt pe jumătate rezolvate. Așadar, dacă vrei să-l inviți în oraș, fără care să te refuze, este bine să te folosești de autorile tale. Fii sexy, însă fără să cazi în vulgar. Fii vesel, optimistă, glum. Cucerește-l cu zâmbetul tău molipsitor. După cum vezi, nu este greu să ne înviți pe băiatul drăguț de pe Facebook. Când ai încredere în tine, nimeni nu te poate refuza. Tu nu ești genul care să te pozezi, nu? Cum vedem pe pițipoance.ro. Nu. La baie, știi, cu grese de aia roșie, știi. Și nu-și fac numai o poză, fac 100, să da, ai de alege, păi. Pe pat, de ăla se pun pe pat, știi? Își trag fusta cât mai sus. E și o prietenă, dar nu-i dă telefonul la prietenă să poze, e ea. Să vadă ea. Și fă botic, fă botic. Bun. Băi, dacă nu fac boticul, știi? Nu mai refarme poza. Dacă intri pe dacă nu au butic... Da. Mă rog, intrați pe pițipoance.ro, că nebunii. Botic, da, auzi, nu aveți farmec. Și pițiponci o grămadă.
Deci, da. Haideți că noara următoare vă arătăm pozii cu cocălari, pițipance. Până atunci, pentru că trebuie să luăm pauza de publicitate, dansăm un pic, facem un pic de retro party. Asia, dăm nopțile înapoi. Dăm...